Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal Team Shoal en Español. En esta ocasión estoy acompañado del señor Walter Kindle, que bueno, le voy a rogar que se presente él mismo. Para mí es un placer y un honor especial estar con esta persona, una personalidad dentro de la ciudad y que tiene muchas cosas que explicarnos. Buenas tardes, señor Kindle. Buenas tardes. Preséntese, ¿quién es usted? Da, eu sunt, deci cum ați auzit, stimați auditori, că sunt Walter Kindle, profesor doctor, la decan pensionat al Universității de Vest din Timișoara, iar actualmente încă din 1985, capelmaestrul Catedralei Romano-Catolice din Timișoara, scurt numit Domul Romano-Catolic din Timișoara. Usted es concertista también, yo lo conozco a usted como director de orquesta. Sí. Y también como organista. Sí. Supongo que, ¿cuál es su faceta principal? ¿Director, organista? Da, sigur că da, acum, din cauza unor impedimente, sunt mai mult dirijor, adică mai mult capelmaestru decât organist. Prin faptul că la o anumită vârstă, plus un accident avut în 2017, prezece chiar la un concert în memoria împărătesei Maria Tereza, am avut și un accident, cum spuneam, și de atunci cu partea concertistică de organist treaba nu mai funcționează așa de bine. Pero a pesar de todo, usted se está ocupando en este momento de la restauración del órgano del Dom de Timișoara. Da, așa este. Acum 30 de ani a fost făcută o ultimă mare lucrare la această orgă, care am făcut-o chiar eu cu niște ajutoare de aici, dar acum, după 30 de ani, mai ales în urma unei mari restaurări interioare și exterioare a domului, orga fiind împachetată înaintea începerii acestor lucrări, dar praful intră în toate fisurile și găurile, așa că este din nou nevoie de o mare lucrare de renovare și de reparare, chiar în anumite locuri, a instrumentului. Și sigur că da, de asta mă ocup și eu acum, dar de data aceasta nu fac eu lucrarea, eu doar ajut și organizez. Am angajat o firmă din Italia, firma Pietro Corna, care în 2015 ne-a făcut o consolă de concert care este legată electronic de orga mare, deci putem să cântăm orga mare de la această nouă consolă în cadrul unor concerte, dar chiar și liturghii, această consolă fiind postată jos în partea de al sanctuar al Domnului, dar e mobilă, deci se poate muta în orice loc al Domnului unde vrem să o avem. Perfect. Cuando cree que va a estar funcional de nuevo el órgano? ¿Qué previsión tiene? Da, asta e o întrebare bună. Noi estimăm că împreună cu constructorul Pietro Corna, noi apreciem că vom termina lucrarea în luna ianuarie. ¿Qué nos puede explicar del órgano de la catedral del Dom de Timișoara? Această orgă a fost construită în anul 1908 de firma Leopold Wegenstein și fiul și este un cadou făcut comunității, făcut domnului de către episcopul diecezan de atunci, Alexandre de Chefy, care a plătit deci întreaga lucrare. Perfect. Iar orga este actualmente cea mai mare orgă din zonă. Ea are 3 manuale și pedalier, 48 de registre sonore în momentul de față,
și însumează aceste 48 de registre peste 3000 de tuburi sonore, de la tuburi lungi de 5 metri până la tuburi micuțe de jumătate deget mic, ca lungimea a tubului, a părții sonore, plus un picior, dar asta e, noi măsurăm totdeauna partea sonoră a tubului. En este momento el órgano del Dom de Timișoara está en pleno proceso de restauración y el señor Kindle nos ha solicitado también a, bueno, a un grupo de personas de Timișoara si podemos de alguna forma contribuir a la restauración de esta pieza de gran valor histórico y musical. Vamos a poner la cuenta de la catedral, del Dom, en la descripción de este vídeo para que si alguno de ustedes quiere participar también o quiere contribuir a la restauración del órgano, lo puedan hacer. Desde luego será muy apreciada por parte de todo el mundo. Que, señor profesor, usted ha estado siempre relacionado con la vida musical de Timișoara. ¿Cómo es la vida musical de Timișoara? Eu cred că viața muzicală a Timișoarei este, din fericire, una foarte bogată, variată. Sunt foarte, foarte multe aspecte. Găsim aici, în primul rând, două mari instituții muzicale care sunt, așa zise, de concert și de spectacol. Astea sunt Filarmonica de Stat Banatul și Opera Națională din Timișoara. Dar nu trebuie să uităm că mai sunt și două instituții muzicale de învățământ în Timișoara și aceasta este, odată din punct de vedere al vechimii, spun, este Liceul de Muzică Ion Vidu, respectiv Facultatea de Muzică din Timișoara, care în timpul comunismului, mulți ani, din păcate, a fost închisă. ¿Cuál sería, señor profesor, su lugar favorito de Timișoara? E greu de răspuns la această întrebare. Am multe locuri care îmi plac foarte mult. Sigur că da, eu stând aici, vecin cu Piața Unirii, Piața Domnului, cum spunem noi în tradiție, sigur, locul acesta mi este, sigur, foarte drag, dar eu îmi fac plimbările zilnice, chiar și în timpul pandemiei, totdeauna de aici pornind până la Catedrala Ortodoxă și înapoi, fiindcă și această biserică este o splendoare, dar și mai încolo avem, așa zisa, catedrală veche, dar aia nu e veche, e tot din secolul 20, este o biserică ortodoxă în stil secesion, este o raritate. Și noi nu prea avem biserici stil secesion în Timișoara, dar avem biserica piaristă aproape de catedrala ortodoxă și acea biserică amintită, deci catedrala așa zisă veche, din piața Kütl sau Ștefan Furtună, nu știu cum se cheamă acum, dar vechea titulatură era Piața Kütl, are până și o chestie aproape, adică chiar neîntâlnită în zona noastră, are un campanile separat, adică un turn de clopote lângă biserică. Deci ceva la fel, foarte rar găsibil în zona noastră, da? Și o biserică la fel, foarte frumoasă. Bine, și alte biserici ortodoxe frumoase, dar îmi amintesc aceste două care îmi sunt mie aici mai aproape. Fără să uităm, vis-a-vis de Domul nostru, este splendida catedrală sârbă, respectiv și splendidul palat al Episcopiei Sârbești, care este la fel o bijuterie, ca multe clădiri în jurul pieței și alte clădiri care sperăm că cât mai multe, mai ales în vederea capitalei culturale europene, se restaurează și s-au restaurat deja. Deci avem niște lucruri extraordinare aici în Timișoara. Y para el año que viene, para la capitalidad cultural, el Dom estará abierto, estará ya finalizado, se podrá visitar. Asta tare aștept să fie, tare aștept să fie, că deja am avut destule date de finalizare lucrărilor. Anul acesta au fost numai 31 martie, 31 mai, 30 septembrie, deci...
Paciencia, ¿no? Hombre, una visita a Timișoara sin poder entrar en el DOM es una pena. Esperamos que sí, que esté terminada. Muchísimas gracias, señor profesor Dr. Kindel, por esta entrevista. El profesor Kindel es un testigo único de la historia musical de Timișoara, una persona que aprecio muchísimo, que siempre ha estado dedicado a la cultura musical en esta ciudad y que me alegra extraordinariamente que esté conmigo en este vídeo. Y de nuevo, si alguno de ustedes quiere contribuir a la restauración del órgano del DOM, dejaremos los detalles en la descripción de este vídeo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Și eu vă mulțumesc pentru această discuție, pentru prietenia dumneavoastră și deschiderea mereu la problemele care le-am avut și altă dată, mereu, cel puțin mutual, ne-ați ajutat și acum vreți și sunt foarte vă mulțumesc că vreți să ne ajutați și materialicește prin apelurile care le faceți. Să sperăm că ele vor fi auzite și ne vor ajuta ca să terminăm cu succes lucrarea, fiindcă orga, din păcate, nu a fost cuprinsă în marele proiect de restaurare și renovare a domului. ¿Cuál es el presupuesto total, el importe total, la suma total del valor de la restauración? Del órgano. Sí. Da, suma totală este în jur de 50.000 de euro plus minus, că mai pot apărea tot felul de surprize neplăcute, dar cam pe acolo. Perfect. Este. Deci să sperăm că nu depășim suma sau dacă o depășim, să o depășim cu puțin. Cu puțin. Nu cu mult. Bueno, pues a ver si nos animamos y entre todos conseguimos contribuir a la restauración de un órgano único en esta parte de Rumanía y que realmente vale la pena poner en valor. Muchísimas gracias de nuevo y muy buenas tardes. Y buenas tardes a todos y os esperamos en el próximo capítulo. Si no os habéis suscrito, podéis hacerlo. Muchas gracias. Buenas tardes y gracias. A usted. Muchas gracias. A usted.